A început procesul de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la secțiile de votare din țară pentru alegerile prezidențiale și pentru referendumul constituțional republican din 20 octombrie. Colega noastră, Irina Gonciar, ne spune mai multe detalii la acest subiect. La procesul de confecționare a matriței buletinului de vot, la tipărirea buletinelor de vot, precum și la lichidarea matriței, au participat reprezentanții concurenților electorali, mass media, dar și observatori acreditari pentru a supraveghea procesul. Menționăm că referendumul republican constituțional și alegerile prezidențiale din Republica Moldova vor avea loc la 20 octombrie. Pentru secțiile de votare din țară a fost stabilit un tiraj total de 2.729.996 de buletine de vot pentru fiecare dintre cele două scrutine. Acestea vor fi tipărite la două tipografii de stat, la combinatul poligrafic din Chișinău și la tipografia centrală. În total, tirajul buletinelor de vot este de circa 2,8 milioane de buletine pentru ambele tipuri de scrutin. Dintre acestea, 2 milioane și ceva vor fi tipărite în limba română și trebuie să menționăm că pentru prima dată, pe lângă tipărirea în limba română, buletinele vor fi tipărite și încă în 5 limbi ale minorităților etnice. Și mă refer aici la limbile ucraineană, bulgară, găgăuză, rusă și romani. Puțin peste 600.000 în limba rusă, avem sub 1.000 de buletine în limba romani și bulgară și 115 în găgăuză. Amintim că în cadrul ultimei ședințe, Comisia Electorală Centrală a mai aprobat câteva mesaje de interes public și a acreditat 90 de observatori internaționali pentru monitorizarea referendumului republican constituțional și alegerilor pentru funcția de președinte ale Republicii Moldova din 20 octombrie 2024.